George, în fine, am început să ne uităm pe efemeride, să facem un studiu și să vedem care este atmosfera astrală a acestui an. Și am văzut cu mare surprindere că în acest an avem 5 eclipse. Într-adevăr este mult. În general, numărul mediu este de 4 eclipse pe an. Și am spus, wow, 5 eclipse, e ceva. Și ce ne-a atras atenția este faptul că am avut 4 eclipse pe mare un an, pe 11 ani. 4 eclipse pe axa Leu Vărsător și o singură eclipsă pe axa Rac Capricorn. Atunci mi-am pus această întrebare, ce caută această eclipsă pe axa Rac Capricorn așa în mijlocul lunatului? Și m-am gândit și mi s-a părut logic să mă gândesc că în tranzit pe cer, sensul de destin este pe axa Leu Vărsător și începând cu luna noiembrie se va schimba pe axa Rac Capricorn. Deci, practic, această eclipsă foarte importantă care a fost în 13 iulie, a fost ca un prelud, ca un preambul al schimbării nodurilor, al schimbării acestei axe de destin în tranzit. Și din cauza aceasta, zic eu că acest an a fost și este, îl simțim toți, este un an foarte, foarte puternic. Pe scurt, prima eclipsă a fost în data de 31 ianuarie. A fost o eclipsă de lună, în care luna, când este eclipsă de lună, avem lună plină, adică soarele este în opoziție cu luna. După cum vedeți, luna era în leu și soarele era în vărsător. Imediat, foarte repede, pe 15 februarie am avut o eclipsă de soare. Soarele și luna sunt în conjuncție, este vorba de lună plină și am avut în vărsător. Am avut această eclipsă intercalată, ca să spun așa, care a rupt ritmul. Eclipsă pe axa Rac Capricorn, o eclipsă de soare, am avut și soarele și luna în rac. Am avut eclipsa de lună, despre care deja v-a vorbit Lori, în 27 iulie pe axa Leu Vărsător, luna a fost în vărsător și soarele. Și urmează 12 august, din nou, o lună nouă în leu, o conjuncție între leu, o conjuncție a soarelui și lunii în leu. Și este foarte interesant de observat, am trecut aici ascendentul momentului. Ați văzut, ascendentul pentru noi în astrologie reprezintă modalitatea cum ne privește lumea sau cum privim noi lumea. Și atunci, practic, pentru evenimentele care au avut loc, ascendentul acesta ne-a dat foarte multă cardinalitate, foarte multă acțiune. Rac, balanță, berbec sunt cele trei zodii cardinale. Cum mai este și a patra, e vorba de Capricorn. Ce înseamnă? Înseamnă că aceste eclipse au spus puși, împingeți, faceți ceva, inițiați ceva. Da? Și totul s-a produs paradoxal pe axa aceasta Leu Vărsător, care este o axă fixă. Am avut și Jupiter în Scorpion, pe acea axă fixă. Deci e greu să împingi ceva care stă în conservatism, în o stare de confort. Dar odată împinse aceste lucruri, se împing pentru perioade foarte lungi de timp. Și după cum vedeți, ultima eclipsă, așa ca să dea aroma finală, este chiar în Scorpion și aici avem perfect Scorpion, o să vă spună Lori care este misterul, sau să spun așa, secretul celor două eclipse și care este legătura între ele, care este foarte, foarte